George, pentru că ai avut o activitate atât de complexă ca pianist, compozitor, orchestrator, dirijor și nu numai, acum, la această vârstă, ai vreo postură care te face să te simți cel mai bine? sau poate combinația dintre ele. Este o magie în fiecare din epostazele menționate. De exemplu, magia de a fi pianist constă în exteriorizarea și apoi comunicarea către public cu ajutorul sunetelor a celor mai lăuntrice trăiri ale tale, a ceea ce tu ai în adâncul sufletului tău. Și este extraordinar atunci când realizezi această punte cu publicul și publicul vibrează și respiră împreună cu tine. Credeți-mă că știu ce spun pentru că am trecut prin asta. Magia de a fi compozitor și aș spune producător constă în a lua o piesă de la A la Z, de la faza de idee pe care o dezvolți, îi adaugi text, îi adaugi voce, îi adaugi fie o orchestrație, fie un înveliș sonor făcut din sunete electronice, o mixezi și apoi te bucuri de edificiul pe care l-ai clădit pas cu pas, chiar dacă el se concretizează într-o piesă de vreo 3 minute. Dar este o întreagă arhitectură la care ai muncit. De asemenea, este o satisfacție extraordinară aceea de a așterne pe hârtie sub formă de partituri, ideile tale muzicale, de a le oferi unei orchestre, iar instrumentiștii cu măiestria lor să-ți ofere în schimb rezultatul sonor. Eu aici mă simt privilegiat pentru că am la dispoziție Big Bandul Radio, care de-a lungul anilor mi-a cântat multe compoziții și orchestrații. Ca dirijor, este un sentiment deosebit să te afli în fața unei orchestre pe care o stăpânești, cu care ai realizat o comunicare și. Te bucur de rezultatul sonor pe care ți-l oferă orchestra pe scenă. Ar mai fi o ipostază la care vreau să mă refer, și anume aceea de profesor. Așa cum și eu sunt recunoscător profesorilor mei și lucrurile pe care le-am învățat. În tinerețe, cele mai multe dintre ele nu le-am uitat acum, am o satisfacție deosebită ca aceste lucruri să le împărtășesc cu studenții mei, atât cunoștințele pe care le-am acumulat, cât și experiența și sper ca peste ani de zile și ei să poată spune același lucru, că ce-au învățat le-a fost de folos și nu a uitat. E gros să mă opresc la una din aceste ipostaze, fiecare are, după cum ați observat magia ei, Totuși, cea mai veche îndelenicirea mea este aceea de pianist și chiar și acum, dacă sunt mai nostalgic sau dacă am o stare sufletească ceva mai proastă, pur și simplu mă duc la pian și o simplă improvizație îmi aduce multă mângâiere. Ai cântat și cânți foarte multe genuri și stiluri muzicale. Ce te atrage cel mai mult dintre ele și e potrivit și pentru activitatea ta de compozitor? Dacă e să mă refer la activitatea mea de compozitor, cele mai multe piese pe care le-am scris se încadrează în zona pop-rock. La ora actuală, însă, consider că muzica pop tinde să devină o muzică mai mult electronică. A ajuns la un soi de saturație, cred că a pierdut două lucruri importante, acea melodie cu personalitate și bogăția armonică. De aceea, orientarea mea muzicală la ora actuală merge foarte mult către jazz. De ce? Pentru că jazzul oferă posibilități aproape nelimitate, atât în ceea ce privește comp compoziția cât și interpretarea. În jazz mai este încă foarte, foarte mult de explorat. Ce preocupări mai are George Nazis pe care nu le cunoaște chiar toată lumea? Îmi place foarte mult să petrec timp cu familia mea. Fie că petrecem acest timp în casă, fie că ieșim la o plimbare sau plecăm undeva într-un concediu. Consider că familia mea, că soția mea și băiatul meu sunt cel mai frumos dar pe care l-am primit de la Dumnezeu foarte frumos, George, ca și faptul că folosești în activitatea ta soundul instrumentelor acustice, dar și al celor sintetice sau semplate, în funcție de muzică abordată. Dar mai ești interesat de gama mare de instrumente cu claviaturi ce apar mereu și, în general, de tentațiile celor care vin cu noutăți pentru muzicieni? Sigur că în funcție de proiectul la care lucrez folosesc și instrumentele adecvate, fie că e vorba de pian acustic sau sampling-uri din computer sau sintetizatoare, stage piano și așa mai departe. Normal, munca de studio implică mai mult computerul, cântatul live însă implică cele două direcții, acustic, electronic sau cele două chiar combinate. Am lucrat, de exemplu, trei ani de zile la realizarea părții muzicale într-un foarte important talent show și acolo am avut nevoie de o diversitate mare timbrală, pe care o parte din bani am investit în instrumente electronice foarte performante. Același lucru sunt dispus să-l fac și pe viitor, ori de câte ori nevoia o va cere. Care sunt cele mai apropiate proiecte muzicale în care te vor regăsi fanii tăi? Sunt trei feluri de proiecte despre care aș putea să vorbesc. Proiectele în derulare, proiectele în așteptare sau stand-by și proiectele posibile. În derulare se află stagiunea de jazz de la Teatrul Act, un proiect pe care îl derulez de câțiva ani împreună cu toboșarul Vlad Popescu, un proiect la care țin foarte, foarte mult și care se bucură de un real succes. Miercuri 11 martie, de exemplu, vom avea recitalul intitulat Ears. Petrucciani Este un recital pe care îl susținem în fiecare an, dedicat memorii marelui pianist Michel Petruciani. În așteptare se află un alt fel de proiect și anume în toamna acestui an e vorba să lucrez din nou pentru un show de televiziune, un show muzical. Urmează ca toate detaliile să le stabilesc împreună cu echipa de producție. Cât despre proiecte posibile, mi-aș dori să se repete proiecte ca cel cu Steve Vai și Orchestra Sinfonică, cel cu trupa Vank și Orchestra Sinfonică sau cel cu Marcel Pavel și Orchestra Sinfonică. Au fost trei concerte pe care le-am dirijat, trei proiecte, unul din ele chiar s-a concretizat într-un turneu, cel cu Steve Vai, și au fost momente unice în cariera mea artistică.